Toate bunătățile întrăți. Ocrotește pe cei care muncesc aici, dăruindu-le lor sănătate, pace sufletească și mântuire. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Biruință bine credincioșilor creștini, asupra cerului potrivit dăruiește. Domnule rector, doamnă directoare, să binecuvinteze Dumnezeu acest așezământ și să fie un pas suplimentar spre normalitate. Întotdeauna când am participat la o binecuvântare precum aceasta sau într-o școală, m-am bucurat tot atât de mult ca atunci când am binecuvântat o biserică nouă. Și aceasta pentru că actul de tămăduire nu mai poate fi îndeplinit fragmentar. Dacă spitalul pe de o parte, școala pe de altă parte, biserica îndrăznind a spune, nu aduc partea sa de contribuție, dacă sufletul e bolnav, câtă strădanie să faci pentru a-l vindeca în dimensiunea sa biologică și inversă. De aceea, să vă dăruiască Dumnezeu, domnule ministru, și colaboratorilor dumneavoastră de aici și din țară, să vă spre tămăduire, spre vindecare a postului. Să răsplătească Dumnezeu osteneala tuturor acelora care mai de mult sau mai aproape de noi au așezat bazele ființării și acestui centru, acestei unități, am înțeles, acestui spital. Domnule ministru, parlamentar, sunt extrem de emoționat, dar sunt emoții constructive. Ne rugăm Bunului Dumnezeu totdeauna să ne ajute. A venit timpul să spunem mulțumim Bunului Dumnezeu pentru ce ne-a dat, pentru ce ne dă în fiecare zi, pentru că, iată, astăzi suntem martorii unui lucru așteptat de mult timp de către pacienții Iașului și nu numai. Inaugurăm două tronsoane de cele trei ale noi unități de primire urgență a Spitalului Sfântului Spiridon, fonduri integral primite la Ministerul Sănătății și mulțumim pe această cale domnului ministru. Fac aceasta spunând că îi mulțumesc și pentru ce va mai aloca de acum încolo, pentru că mai avem un obiectiv, domnule ministru, este vorba de marea clinică de chirurgie plastică și arși, unde mai trebuiește un picuț și o dăm în folosință și pentru aceasta și vă mulțumesc anticipat. Să vă spun că, într-adevăr, e o onoare să fiu astăzi aici.
Mi-aduc aminte că acum un an când a venit domnul Arafat, nu tot împreună eram, tot la invitația doamnei Cimpoieșu, am văzut vechea unitate de primiri urgențe, am văzut modul în care se încerca și se făceau eforturi să trateze bolnavii, mai ales urgențele grave. Mi-aduc aminte cum se plimbau cu targa și la întrebarea dacă plouă ce se întâmplă, trebuia ținută umbrela. Deci, practic, a fost momentul în care, nu știu, nu cred că îmi imaginam că în 2014 era atunci, se poate întâmpla așa ceva. Și am dat dreptate doctorului Arafat că a făcut ceva urgent și rapid, mai ales că este, practic, centru cu adresabilitatea cea mai mare din Moldova. Nu tratați numai pacienți din județul Iași sau din municipiul Iași, practic, adresabilitatea este pentru toată Moldova. Și cum spunea în altă sfinția sa, într-adevăr, aici, practic, este prima speranță pentru toți. Iar acum numai munca și ambiția dumneavoastră a reușit să ducă la îndeplinire dezideratul de a-i salva pe pacienți și de a le oferi toată grija pe care trebuie să le oferim. De asta, dincolo, se adaugă și partea de infrastructură și partea de echipamente, pentru că, într-adevăr, dincolo de centrul acesta modern ca și construcție, cu spațiu și cu circuite, în sfârșit, și funcționale, dar și normale, se adaugă și aparatura, care, într-adevăr, este de ultimă generație. Și acum trebuia să fie aici. Și mă bucur să văd că după un an de zile încep să vedem și, nu știu dacă neapărat promisiuni onorate, dar și lucruri care, într-adevăr, se mișcă. Am fost mai devreme și la Spitalul de Recuperare, unde iarăși am vizitat câteva investiții făcute în ultima vreme. Ne-am mai adus și o veste bună referitor la câteva echipamente. Iarăși un lucru pe care vreau să-l spun, tocmai am primit vestea ieri că proiectul nostru de oncopediatrie a trecut și avem finanțare pentru Spitalul Sfânta Maria, pe care l-am vizitat noi data trecută și era inadmisibil totuși să, mai ales când tratezi de asemenea boli grave și mai ales la copii. E vorba, iată că acum 1.600.000 de euro pot să-și ia echipamentele pe care le cereau atunci. În sfârșit, RMN-ul pentru copii pe care Moldova îl merită. În rest, ce pot să zic? Cred că toate acestea n-ar fi fost posibile dacă nu erați dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru tot ce faceți în fiecare zi, repet, de la medici rezidenți până la asistenți și surori medicale și îngrijitori, toată lumea cred că își face datoria și de multe ori știu că în condiții mai mult decât dificile, cred că și mai avem multe de făcut pentru a arăta și speranța și motivarea resursei noastre umane, însă cu ajutorul lui Dumnezeu și cu multă înțelepciune din partea Guvernului, cred că și lucrurile acestea se vor remedia în curând. Important e că am mai făcut un pas înainte și chiar încerc, mă bucur foarte mult pentru Iași și pentru toată Moldova. Îi mulțumesc doamnei doctor Cimpoieșu, îi mulțumesc conducerii spitalului, doamnei doctor în mod special pentru că a avut întotdeauna această ambiție și întotdeauna s-a bătut, a crezut într-un vis. Domnule Arafat, pentru că niciodată nu încetează și nu obosește în a-și duce la îndeplinire acest vis de a avea sistemul de urgență performant. Și dacă s-a ajuns la o astfel de situație, mare parte din acest fapt îi se datorează și domnului sale. Sper să fie la fel de ambițios și de acum încolo. Da? Exact cum zicea Kennedy, noi zicem de multe ori când ne întâlnim. Poate acum te nu scapați de mine. Continuăm împreună. Doamne ajută! Nu știu dacă împreună, dar sigur toate continui, dar important este ca pe lângă acest centru, repet, de asemenea amploare și atât de frumos din Moldova, să fie și celelalte la fel de eficiente. Da? Dotarea necesară și încă se va completa dotarea lor în scurt timp, inclusiv cu computer tomograf care a fost aprobat de Ministerul Sănătății. Deja e licitat și urmează să fie instalat.
aparate de radiologie și tot ce trebuie ca să funcționeze unitatea de primiri urgențe. Și trebuie să spunem că asta este doar prima fază, pentru că este finanțată și faza 2, care urmează să intre în lucrări și, cum zicea domnul director, până la sfârșitul lunii august, am înțeles, să fie deschis integral și cu faza 2, dar de acum pacienții vor începe să intre în acest spațiu nou. Deci de asta am înțeles că începeți să vedeți pacienții aici. În țara au fost foarte multe eforturi făcute pe parcursul anilor. Eforturi făcute de Ministerul Sănătății, eforturi făcute de autoritățile locale, eforturi făcute de colegi, numai ca să ajungem cu acest sistem unde am dorit să fim similar cu alte țări, mai ales la nivelul unităților de primire urgență, care sunt deja un pilon foarte important al sistemului de acces al pacientului în sistemul sanitar. Asta este poarta în care pacientul vine 24 din 24 de ore, 7 din 7 zile, pe tot parcursul anului, când are nevoie să ajungă să solicite asistența unui medic când apare ceva urgent. Astăzi cred că pentru Iași și, cum a zis domnul ministru, pentru toată Moldova, e un pas major înainte. Pentru că condițiile s-au schimbat, condițiile de lucru s-au schimbat, calitatea va crește și sunt convins că impactul pe pacienți va fi vizibil de când va începe să funcționeze această unitate. Ministerul Sănătății conduce acum un program nou de Banca Mondială care va duce la redotarea unităților de primire urgență, pentru că o dotare s-a făcut în 2007. Acum multe din aceste echipamente au fost uzate și acum sub Ministerul Sănătății, printr-un program finanțat prin Banca Mondială, va fi încă o dotare la nivelul tuturor unităților de primire urgență care să continue nivelul calitativ care a fost asigurat până acum. Și acest impact se va vedea începând cu anul viitor. Iar aici, la Iași, o parte din dotare este o dotare nouă care este venită tot prin programul Ministerului Sănătății cu Banca Mondială. Deci, sistemul continuă să crească, continuă să se consolideze. Pentru asta n-am decât să mulțumesc colegilor care sunt aici, Diana, și tuturor colegilor care lucrează în comisiile Ministerului Sănătății și în comisiile noastre, care, într-adevăr, fără ei, n-am fi putut să ajungem să dezvoltăm sistemul unde suntem acum, care lucrează inclusiv pe achiziții, pe licitații, pe concepte, pe tot, de dimineață până seara, când merg acolo, numai ca să ajungem cu acest sistem funcțional. Vreau să mulțumesc domnului ministru pentru ce a făcut și pentru faptul că a crezut în acest proiect și l-a făcut să fie finalizat și chiar predat în scurt timp. Și să mulțumesc încă o dată tuturor care mi-au sprijinit, autorități locale, domnul prefect care a fost alături de noi și încă o dată colegii care de astăzi au o casă nouă și urez mult succes și pentru pacienți multă sănătate. Mulțumesc mult și cu siguranță veți vedea astfel de proiecte și în alte zone în continuare, pentru că continuăm să implementăm sistemul mai departe la nivelul care trebuie să fie. Funcție a primăriei Iași, a Consiliului Local, care vine în sprijinul aceluiași pacient. Acelui pacient care merge cu targa către bloc operator, printr-un lift și o pasarelă, acelui pacient care va merge tot probabil foarte curând cu targa către cardiologie, gastroenterologie, și chirurgia plastică pe care sperăm să o avem. Investiția aparține, așa cum spuneam, primăriei și Consiliului Local și am să rugăm pe domnul primar. Da. Și apoi ne vom adresa către oameni, către medici. Nu trebuie să uităm faptul că noi suntem proprietari deja la acestei clădiri și desigur suntem preinteresați ca lucrurile să treacă când trebuie aici. E o investiție necesară, am spus prezent la primarea domnului director. Și sperăm să o ducem la bun sfârșit. Ne onorează că vedem aceste lucruri făcute. Ne-a admis un gând omul, schimbă locul și timpul. Se vede foarte clar în aproape 3 ani de zile sau de lucruri importante din întâlnirea ministrului, vă mulțumim. Și cu vizita de la Spitalul de Recuperare și cu promisiunea pentru celelalte spitale din Iași, cu abordarea absolut profesionistă în ceea ce privește pacientul, medicamentele lui, cadrului de sănătate și toate celelalte măsuri, vin să împregească, să spunem, o politică de sănătate care este alta decât ce s-a întâmplat. Medicii de urgență care au fost angajați, au fost angajați la Iași. Pentru un operator.
doar? Sunt două să-l ai prezent. Da. Ce ești? Ești nebun? Din ceea ce am spus la început, este practic unitatea cu cea mai mare adresabilitate din Moldova. Este normal ca în Iași să existe o astfel de unitate de primiri urgențe. Mulțumesc medicilor, asistenților care au făcut față tuturor provocărilor, indiferent de dotări și indiferent de deficiențele de infrastructură. Iată că astăzi se adaugă muncilor, practic, și partea materială și partea de dotare. Mulțumesc tuturor pentru efort. A fost o investiție care se ridică undeva la 10.500.000 de RON. Contribuția Ministerului Sănătății. Toate echipamentele sunt de ultimă generație. Sunt exact tot ceea ce trebuia și tot ceea ce ne-au solicitat colegii de aici, de la Iași. Și diferă foarte mult față de ceea ce am văzut acum un an de zile când am venit cu doctorul Arafat și am luat decizia de a continua și de a termina această investiție foarte repede. În rest, și doctorului Arafat mulțumim și doamnei doctor Diana Cimpoeșu și mult succes de acum încolo. Etapa a doua începe acum Etapa a doua, de dincolo de pasarelă care trebuie făcută urgent și care se termină, când se termină? În august ne-au promis. Și ne-au promis că termină chiar înainte de vreme. Da, așteptăm. Acum. Deci asta este principala situație pe care eu vreau să o văd remediată și sper în luna august când o să mai vin aici să trecem pe pasarelă, ca să nu mai văd pacienții cum i-am văzut atunci cu umbrela. Așa și bineînțeles completarea și finalizarea. Și care presa vine în fiecare zi și știe foarte bine alături de noi, trăiește momente în care reușim să muncim în niște condiții de clădire veche. Așa să fie și acolo renovare. Bun. Deci, este un proiect, l-am numit național, este de oncopediatrie, tocmai pentru a veni și a suplimenta dotările în secțiile de oncopediatrie, cum este cea de la Sfânta Maria, și care erau, cum să zic, cu dotări mai puțin conforme decât ceea ce trebuia. Mi-aduc aminte că am fost acum câteva luni chiar împreună la Sfânta Maria și nu era remeneu, de exemplu, pentru copii, ceea ce era inadmisibil. Practic, e vorba de 1.600.000 de euro meniți strict pentru dotări și echipamente. Deci, pe lângă remene, tot ceea ce mai au nevoie. La recuperare la Iași, ce se face? La recuperare la Iași s-au făcut deja față de anul trecut când am venit, deci și s-au luat și s-au achiziționat și dotări partea materială. Mai este însă și acum sunt un centru aproape, aș putea spune, de ceea ce trebuie să fie un spital de recuperare. Ați văzut și robotul de recuperare, dar și celelalte și mai ales partea de imagistică. Săptămâna aceasta practic va fi pus în funcțiune și computerul tomograf. La fel și ecografele care au fost aprobate și ajung și ele aici tot de ultimă generație. Programul extins de implant coclear și asta am solicitat și managerul, dar și medicii de acolo, tocmai pentru a putea acoperi întreaga cerere pe partea aceasta, cred că mai e nevoie de un bloc operator. Și asta este principalul și următorul demers pe care îl facem. Ce facem? Da? Așa. Mașina doamnă sunt pe ce nu puteți să faceți diligență de ca să mai returnați pe comisie.